Dragii mei, așa cum v-am spus, chiar dacă este o emisiune de weekend, este la cel mai important radio dedicat orașului București. Aici este Capitala și Capitala are niște probleme pe care nu le putem evita, mai ales că se întâmplă foarte multe acum în acest weekend, lucruri foarte dure. Și pentru că primarul Ciprian Ciucu a ieșit pe Facebook să dea câteva detalii despre ceea ce gândește dânsul, am zis că, fiind un atac la adresa ASPAS, ascultăm și cealaltă părere, că așa este normal. Și avem în direct, alături de noi, la telefon, pe purtătorul de cuvânt al ASPA, doamna Cătălina Trănescu. Bun venit la București FM! Bun găsit! Îmi pare rău că trebuie să ne auzim în aceste condiții atât de nefericite. Îmi cer scuze un pic, fac o introducere pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Toată lumea a auzit despre femeia care a murit mușcată de câini, dar poate nu toată lumea a văzut reacția primarului Ciucu pe Facebook, care a zis: nu am ieșit public până acum, deoarece m-a așteptat să văd poziția primarului general, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumente instituționale să rezolve problema câinilor. Și vorbește despre leadership, lipsa de leadership, neasumare, aruncarea responsabilităților în curtea altora, care sunt deja de notorietate. Nu vă cer să aveți o reacție la asta, pentru că e șeful dumneavoastră, o să spun eu, dar vă cer să aveți o reacție la ce spune strict despre ASPA. Și spune așa: adevărul este următorul, politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc să adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de conștientizare, nu se mai eutanasiază de an bun, ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline. Condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste și de aceea resursele lor nu se duc la capturare, ci pe condiții de cazare și campanii de conștientizare pe bani mulți, un fel de PR pe bani publici. Până la o analiză mai detaliată și așa mai departe, zice, de exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranquiliza animale. Vorbim despre incompetență, irresponsabilitate, Bucureștiul este nor, resursele lor pentru capturare sunt inexistente. Cum comentați dumneavoastră asta? Sunt foarte multe informații eronate care circulă acum în spațiu public. Nu mă refer aici doar la declarația pe care dumneavoastră ați citat-o mai devreme, ci vorbesc în general despre informațiile care circulă în acest moment. Este destul de multă dezinformare în spațiul public și considerăm că am evoluat ca societate și că în anul 2023 putem să tratăm problema câinilor fără stăpân într-un mod civilizat. De altfel, este opinia noastră de câțiva ani, de atunci de când a fost instituită politica anti-eutanasie. Ce înseamnă acest lucru? Considerăm că putem să gestionăm problema câinilor fără stăpân din București fără să fie nevoie să omorâm câini sănătoși, câini tineri, dacă aceștia nu sunt adoptați în 14 zile. De aceea, cu respectarea legislației în vigoare, care permite adăposturilor să prelungească termenul de cazare al câinilor, dacă există spațiu și resurse, am reușit să evităm eutanasia. Evident că ne-am concentrat eforturile pe viața animalelor, pe promovarea adopțiilor, motiv pentru care am avut un mare de adopții și în permanență am avut locuri disponibile în adăpost pentru câinii noi capturați. Acum să știți că să vă iau și apărarea noastră, că spuneați de dezinformare. Sunt trei documente care dovedesc faptul că ASPA a înștiințat poliția locală sector 6 de trei ori în două săptămâni cu privire la agresivitatea câinilor fără stăpân în zona lacului Mori, unde sâmbătă a fost ucisă acea femeie care se afla la alergat. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că sunteți acoperiți. Dar și eu cred că sălbăticia nu este o soluție. Nu trebuie să ucidem neapărat. Este bine să îi strângem totuși. Aveți capacitatea de a-i strânge, că acuzat domnul primar că există, aveți contract cu o singură firmă care nu face față, singură firmă care poate să-i tranquilizeze și captureze. Referitor la partea de sesizări, cele trei sesizări pe care dumneavoastră le-ați menționat,
Sunt, așa cum ați spus, doar cele trimise într-o singură lună și care vizează această zonă, lacul Mori. Pe lângă acestea, noi am trimis alte 10 de sesizări către Poliția Locală Sector 6, în care am cerut sprijin pentru a putea interveni în anumite zone private unde se adăpostesc câinii fără stăpân și unde, fără permisiunea proprietarilor, noi nu putem intra să capturăm. De pe aceste proprietăți private, câinii ies pe domeniul public și în căutare de hrană, sunt flămâni, pot avea reacții agresive față de cetățeni. E adevărat, dar aveți capacitatea de a-i lua de pe domeniul public? Aveți resurse suficiente? Sigur că da. Există, cum am spus și mai devreme, spații în adăposturile noastre. Nu se pune problema să fie vreodată, să fi fost vreodată activitatea de capturare oprită sau restricționată, așa cum s-a mai spus, în spațiu public. Niciun moment echipajele ASPA nu au fost oprite de la captura. Aceasta este activitatea noastră de bază. Echipajele sunt în permanență în teren. Spre exemplu, numai în săptămâna precedentă tragicului eveniment de aici, de la lacul Mori, au fost ridicați de pe raza municipiului București 57 de câini, cei mai mulți din sectorul 6. Și per total, dacă vorbim și ne referim doar la anul 2022, cele mai multe capturări s-au făcut de pe raza sectorului 6, pentru că aici sunt cele mai multe probleme cu câinii fără stăpân, pentru că sunt cele mai puține controle la proprietarii de câini. Sunt aceste zone periferice învecinate cu Ilfovul, sunt multe ca șantiere, proprietăți private, zone foarte propice pentru înmulțirea câinilor fără stăpân și de acolo câinii ies pe domeniul public. Ok. Apreciez că sunteți la muncă și dumneavoastră, ca și mine astăzi, chiar dacă este duminică, sunteți pe teren. Am să vă rog că se aude pe fundal stația de emisie recepție cu care comunicați, să închideți cât este interviul acesta. Spuneți-mi, vă rog, ce ar fi trebuit să facă în urma celor trei adrese poliția locală? Acum am închis. Așa cum am solicitat în aceste adrese și de regulă în adresele pe care le facem către alte autorități, rugămintea este să ne sprijine cu ceea ce intră în competența dumnealor și ceea ce nu putem noi să facem. Mai exact. Noi suntem responsabili de domeniul public al municipiului București. Concret, primim o sesizare de la un cetățean sau chiar de la poliție sau efectiv în urma unei acțiuni proprii, vedem niște câini pe domeniul public, da? Ne apropiem de ei, încercăm să-i capturăm și aceștia se retrag în curtea unei proprietăți private. La poarta acelei curți sunt competențele noastre. Noi nu mai putem să intrăm să capturăm. Ori, pentru a putea rezolva această problemă, pentru că cetățenii trebuie să rămână în siguranță, pe timp acele porți totuși sunt deschise sau în gardul care înconjoară proprietatea există găuri și când pot să intre și să iasă când vor, cetățenii nu vor fi în siguranță și atunci noi cerem sprijinul poliților să identificăm proprietarii acelor, administratorii acelor firme sau proprietarii acelor terenuri neîngrădite corespunzător, în așa fel încât să ne permită accesul pe proprietățile private pentru a putea efectua capturarea. Am înțeles, dar acum ați făcut trei adrese. În urma lor ce trebuia să facă? Bănuiesc că adresele acelea nu se refereau la niște câini care se află în cursi private. Se refereau și la proprietățile private, sigur că da, pentru că în momentul de față pe stradă ajung câini din curți care se înmulțesc fie în curțile persoanelor fizice, fie în proprietăți private, cum vă spuneam, terenuri. Ce ar fi trebuit să facă? Trebuiau să meargă din poartă în poartă și să verifice proprietarii de câini, dacă au câini sterilizați, microcipați, dacă au proprietățile îngrădite corespunzător. Cel puțin aici, la limita acestui câmp unde s-a întâmplat tragicul eveniment, există foarte multe locuințe care nu sunt îngrădite corespunzător. Există imagini care au ajuns în presă cu aceste locuințe, cu porți deschise sau fără garduri, câinii se înmulțesc, intră pe proprietate privată, ies înapoi pe câmp. De asemenea, există o stână aici, pe acest câmp, o stână care, de asemenea, are câini. Ok, am înțeles. În general este clar. Spuneți-mi acum, cum a fost posibil să se mai întâmple un asemenea incident?
Poliția probabil că e bine că ați dat aceste lămuriri, poliția locală va lua, va ține cont de ele, mai ales că primarul Ciucu a spus că a demarat o anchetă internă acolo. Dar spuneți-mi cum este posibil să mai întâmple un asemenea accident în 2023, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acel copil? Și ce putem face să nu se mai petreacă? Da, este ceea ce am spus nu doar ieri, noi, apropo de campaniile de conștientizare despre care spunea și domnul primar de la sectorul 6, da, sunt foarte importante aceste campanii de conștientizare care nu se adresează numai cetățenilor, cât și autorităților. În cadrul acestor campanii pe care noi le-am făcut, am încercat să explicăm de-a lungul timpului că această problemă a câinilor fără stăpân nu este doar în responsabilitatea ASPA și va putea fi rezolvată, vom avea mai puțin câini pe stradă, doar printr-un efort comun, un efort comun al tuturor autorităților implicate. Bun, și cine trebuie să strângă toate aceste autorități implicate ca să fie acest efort comun? Pentru că toată lumea și-l exprimă. Dumneavoastră îl exprimați, sunteți disponibil, domnul Ciucu spune că este disponibil, dar nu se mai strâng autoritățile astea să aibă efortul comun. Fiecare îl are separat, se pare. Stați un pic să vă explic. Nu trebuie să ne strângem și să acționăm împreună. Fiecare trebuie să acționeze pe bucățica lui. Noi suntem în teren și facem ceea ce ține de noi. Capturăm. Doar că această capturare nu rezolvă cauza, ci doar efectul. Noi ajungem pe stradă, găsim câinii, i-am luat. Mâine apar alții. Întrebarea este de ce apar alții? De unde vin acești alții? Da. Aici nu mai este competența ASPA. Noi nu putem să mergem la proprietarii de câini și să-i verificăm dacă au câinii sterilizați și microcipați. Deci considerați că vina este a proprietarilor de câini pentru incidentul acesta? Eu nu am spus asta. Eu am spus sursa câinilor în momentul de față pe tot Bucureștiul. În momentul ăsta, câinii de pe stradă provin din proprietăți private. Fie ele, m-am spus, ale proprietarilor de câini care nu sterilizează animalele, fie ale proprietarilor de terenuri care nu își împrejmuiesc corespunzător proprietățile, permit câinilor să intre acolo, să se înmulțească și apoi să iasă pe domeniul public în căutare de hrană. Am înțeles, dar uitați, îmi spune cineva care ne ascultă, un ascultător acum zice, înțeleg că ASPA și-a făcut treaba, a strâns câinii, a făcut sesizări la poliția locală, deci vinovat pentru această tragedie, vinovată este poliția locală? Vă rog, din suflet, nu-mi cereți mie să găsesc vinovat. Okay. Adevărul este că există alții care fac anchete și vor da ei răspuns. Eu vă întreb altceva acum. Spuneți-mi exact, pentru că eu n-am înțeles din ce am văzut pe la știri, unde s-a petrecut mai exact incidentul? Unde a alergat femeia? Din informațiile care există până la acest moment, doamna a alergat pe digul lacul Morii, iar la momentul la care s-a terminat antrenamentul și a decis să se întoarcă spre casă, a ales să meargă pe o scurtătură, nu a continuat pe dig, ci a coborât practic în câmp și a vrut să taie, să scurteze drumul spre casă. Și practic s-a întâmplat acest eveniment complet nefericit, efectiv în mijlocul câmpului. Am înțeles. Din zona de case, dacă vreți să vedeți cu ochiul liber unde s-a întâmplat, nu se poate. Efectiv trebuie să mergeți pe câmp și să găsiți acest loc. Atât de mare este acest teritoriu, motiv pentru care și acțiunile noastre de capturare de aici, de ieri și de astăzi sunt extrem de dificile. Noi în momentul ăsta avem și stații walkie-talkie, tocmai ce ați auzit din asta mai devreme, o stație, pentru că echipajele noastre trebuie să se îndepărteze foarte tare unele de altele, în așa fel încât să putem să ținem pasul cu acești câini și să putem să acoperim acest teritoriu atât de mare pentru a-i captura. Capturarea se poate realiza în această zonă numai prin armă cu tranquilizant, fiindcă acești câini nu permit apropierea de ei. Și inclusiv prin această metodă este extrem de dificil, deoarece nu ne putem apropia suficient de mult încât să reușim să-i tranquilizăm. Spuneți că sunteți în teren acum. Spuneți-mi exact ce se întâmplă acum. Ați capturat câinii care au atacat-o pe femeie? Da, asta vă povesteam, că și ieri, de când am fost sesizați, am venit aici până la lăsarea întunericului.
am fost pe câmp pe urmele câinilor. Ieri au fost capturați prin tranquilizare la distanță 2 câini. Au fost găsiți și 4 pui pe câmp, despre care credem că fac parte din sunta femelelor din grupul identificat ieri. Astăzi de dimineață am revenit, pentru că sunt necesare condiții de lumină pentru a... Am revenit și am reluat acțiunea. În acest moment sunt alături de colegii mei în teren, pe acest câmp. Alți 2 câini au mai fost tranquilizați până la acest moment și mai sunt în continuare alți câini pe urma cărora ne aflăm și dotați cu arme, cu tranquilizant, încercăm să-i capturăm. Dar este, cum vă spuneam, o acțiune dificilă, care nu se poate rezolva într-o singură zi, motiv pentru care noi vom rămâne aici până când lumina ne va permite, până când se va lăsa seara și vom reveni. Am înțeles. Continua capturând. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți acum în teren și că faceți acest lucru. Este un caz... Știți ce este de fapt foarte trist? Că această femeie a fost mușcată tot acolo și altă dată, înainte să fie acum omorâtă, într-o zonă în care activează niște echipe care strâng câinii. Pentru că, de exemplu, pe lângă, foarte aproape de București, în Otopeni, nu există niciun serviciu de ecarisaj. Și sunt haite întregi, n-are cine să le strângă, pentru că voi nu aveți autoritate acolo, deși e foarte aproape de București. Și uite că aici, unde aveți autoritate și poliția locală poate să-i strângă și există firme care strâng, nu au reușit să-i strângă pe toți. Din păcate, e un teritoriu foarte mare, aveți dreptate. Spuneți-mi câți oameni aveți în acest moment pe teren care tranquilizează câinii. Nu este vorba despre faptul că nu am putut să-i strângem pe toți, pentru că, cum vă spuneam mai devreme, este acest fenomen al înmulțirii. Noi strângem tot ce este acum, da? Am identificat acest lucru. Să luăm exact, concret acest exemplu. Noi eram identificat un grup de câini. Noi vom continua acțiunile aici până când vom lua toți acești câini. Și așa facem cu fiecare zonă unde identificăm un grup, da? Facem acțiuni până reușim să luăm tot acel grup. Problema este că la o perioadă de timp apar din nou câini în zona respectivă. Da, am înțeles asta și știu, este vina proprietarilor care îi iau când vine un serviciu de ecarisaj, îi strâng și îi duc în curs și după aia le dau drumul. Întrebam câți oameni aveți acum pe teren pentru tranquilizarea lor? La acest moment sunt 10 colegi din cadrul echipajelor noastre și 2 medici veterinari care acționează în teren. Nu v-am întrebat întâmplător, pentru că domnul Ciucu spune că aveți doar 2-3 angajați care fac asta și am vrut să știu care e adevărul. Bun, eu vă mulțumesc. Este important ce am aflat de la dumneavoastră. Eu am să spun eu că nu faceți doar campanii de conștientizare, care sunt extrem de importante, nu ar trebui să fie dusă în derizoriu această activitate. Faceți mult mai mult, ați făcut și ați fost în direct chiar cu mine când ați făcut campanii de adopții și ați reușit să găsiți stăpân pentru câinii pe care i-ați strâns, ceea ce este foarte important. Repet, sălbăticia nu este o soluție, dar, pe de altă parte, nu putem să stăm liniștiți când vedem că un om este omorât de haite de câini. Mă interesează dacă cei care au făcut adopții în urma campaniilor pe care le-ați făcut pe Stadionul Național și multe alte locuri, îi urmăriți într-un fel să nu facă o adopție și după aia să dea drumul la câini? Sigur că da, toate adopțiile sunt monitorizate, noi rămânem în contact cu adoptatorii și în situația foarte rară în care aceștia nu mai pot avea grijă de câini, îi preluăm înapoi. Abandonul este imposibil în cazul adopțiilor de la ASPA și am să vă explic de ce. Orice câine care intră în adăposturile ASPA este microcipat de la poartă, dacă pot să mă exprim așa. Deci imediat cum intră în adăpost, un câine de pe stradă este microcipat. Odată microcipat, el este înregistrat în registrul de evidență al câinilor cu stăpân pe numele ASPA. La adopție se face transferul în REX și devine legal proprietar cel care l-a adoptat. Persoana respectivă nu poate să-l lase pe domeniul public, pentru că în momentul în care va fi găsit și va fi citit de microchip, se va afla cine este proprietarul. Deci am înțeles, e clar, e clar. Vreau să vă mai întreb un lucru.
Domnul Ciucu spunea, de fapt era o contradicție în ce spunea, că bugetul vostru se axează pe investiții în adăposturi, dar pe de altă parte adăposturile oferă condiții foarte proaste pentru animale. Cum comentați? Bugetul ASPA este repartizat pe toată activitatea pe care o avem, capturări, cazare, adopție, absolut tot ceea ce face ASPA este suportat din bugetul pe care îl primim. Am înțeles, dar mă interesa cum sunt condițiile în acele adăposturi, pentru că spunea că totuși investiți acolo, vă acuza că investiți, dar pe de altă parte spunea că nu sunt condiții bune. Și nu înțelegeam de unde, dacă investiți acolo, cum să nu fie condiții bune. De asta vă întrebam. Există condiții de bunăstare în adăposturile noastre. Nu este o informație pe care să o pot confirma, așa cum a fost ea prezentată de domnul primar de la sectorul 6. Bun, de asta am vrut să vă am în direct, ca să avem și o altă părere, să aflăm cât mai mult din adevărul absolut. Ultima întrebare. Cei pe care oamenii îi duc la sterilizare la cabinete medicale în cadrul programelor gratuite sunt cipați? Programul nostru de sterilizări gratuite, care este în derulare acum și mă bucur că l-ați amintit, iată, este o ocazie să spunem cetățenilor municipiului București că avem în derulare o campanie de sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună. Toți câinii care sunt sterilizați în cadrul acestei campanii sunt microcipați în mod obligatoriu dacă nu aveau înainte microcip. Perfect. Eu vă mulțumesc pentru intervenția în această emisiune, că ați adus niște lămuriri. Urmărim în continuare subiectul. N-aș vrea să vă țin foarte mult acum pentru că sunteți pe teren și nu vreau să fiu acuzat că din cauza mea nu v-ați făcut treaba. Vă mulțumesc pentru această discuție. Vă doresc să auzim numai de campanii frumoase de adopții și să nu mai auzim de asemenea tragedii cum este cea cu femeia care a ieșit la alergat și a fost pentru ultima oară în viața ei. Vă felicit pentru ceea ce faceți bun, aducem lămuriri pentru ceea ce este greșit informat despre ceea ce faceți, dar vă urmărim activitatea și când nu faceți ceea ce trebuie, noi anunțăm și acest lucru și vă mulțumesc pentru disponibilitate. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitatea de a oferi această explicație. Spor la muncă în continuare în această duminică. A fost alături de noi purtătorul de cuvânt ASPA, doamna Cătălina Trănescu. Eu sunt Tiberiu Păun și vă invit să ascultați o melodie care este în ton cu vremea de afară, ploua.